tahoe de sudelul. Ce ai avut azi? Bravo! Albina! Te mușcat, Albina? Da! Au! Chiar te mușcat, Albina? Pune pauză la filmare. Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou video. Astăzi nu avea ce să postez. M-am apucat să fac curățenie cu Pini și cu mama și am găsit acest monitor foarte vechi. Și am zis, astăzi, de fapt, în septembrie împlinea 14 ani. Nu mai avea mult, îi făceam buletin. Dar îi fac buletin, o să-l desfac. Și o să-i fac pașaport de aruncare la gunoi. Și o să, înainte să-l arunc la gunoi, o să-l desfac să văd ce a găsit într-un monitor vechi. Că n-a fost niciodată cu rău să-l desfac pe vremea când îl aveam. Cu toate că eram obișnuit să desfac orice aveam în casă. Bun, deci cred că am nevoie de asta și dacă nu putem cu aia, folosim și asta. Așa, deci instrumentele le-am adus de desfacere. Și ne apucăm. Aici avem o clapetuță care asta o cumulăm și o aruncăm, că nu mai avem nevoie de ea, dar sper că nu. O să duce până la dracu. Bun. Avem aici niște șurubele, desfacem orice șurubel găsim pe aceea. Invers. Niciodată nu se pot cu asta, îmi trebuie un alt cap care e puțin mai mic. Cred că voi reuși cu capul acesta. Așa. Deci avem un șurubel. Două șurubele care desfac o plăcuță care nu știu ce face, ba, dar știu ce face, e tocmai butonul de aprindere. Da. Poate nu vor să se rupă astea. Dar cu mai multă forță reușim să le rupem și vă arăt și butonul cum arată. Deci ăsta e butonul. Bun, îl luăm tot gunoi, se scrie pe el. Așa, bun. Alte filicele nu prea mai văd pe aici șurubele. Ba da, uite-ți, iau unul care nu am cum să ajung din poziția asta, așa că trebuie să-i pun un prelungitor la mașină care să mă lase să ajung mai departe. Bun. Sper că e destul de lungă. Da, e destul de lungă. Ce ai avut azi? Bravo! Albina! Te-ai mușcat, Albina? Chiar te-a mușcat, Albina? Pune pauză la filmare. În timp ce filmam Pini, au mușcat-o viespele. Uite infractorul aici, uite-l. Uite-l aici. Cum s-a ghidat? Stai să-l mușcăm și noi pe el. E gata. L-am mușcat și noi pe el. Gata, am pus oțet la picior la Pini după ce am mușcat-o viespele. Și continuăm cu desfacerea acestui monitor. Bun. Avem încă o parte desfăcută, dar acum nu știm ce trebuie să facem. Adică eu chiar nu știu ce trebuie să fac în continuare. Ba, dar cred că știu ce trebuie să fac. Am nevoie de, cred, o șurubență. Sau, cred că unde o să am nevoie de șurubență, voi folosi acest instrument. Nu, tare. Nu pot să cu acest instrument, dar să vedem unde ține. Înțeleg ce am desfăcut aici. Ceva am desfăcut. Ok. Hai de pula. Așa, bun. Trebuie un pic să desfac. Bun, cred că trebuie și în partea asta să-i fac la fel. Aș vrea tare mult să nu mă și lovesc când ne-am știut. De aceea trebuie să... Au, tocmai ce ziceam. Aș vrea să mă lovesc.
Așa, bun. Gata, acum am plecat. Deci dăm și următorul capac gaz. Bun, aici văd că mai este șurubelnițe și șurubele și niște șuruburi care sunt cam dispărute. N-am înțeleg de ce, pentru că nu a desfăcut nimeni monitorul ăsta până acum. Adică, din câte știu eu, nu a fost niciodată stricat. S-a dus la reparat. Bun, hai să vedem. Următoare șuruburi care desfacem, unde duc. Hai că văd cum mai ține ceva. Nu știu ce. Asta e parte metalică. Ajunge la fier vechi. Negru aici, o să-mi așa negru, habar. Bun, și am ajuns la monitor propriu-zis care... Bă, dar vrei să mă muși pe mine acum, nu știu ce. Așa arată monitorul. Bun, ce să mai desfacem din el? Hai să vedem ce mai putem desface. Că vreau să desfac tot. Bucățele, bucățele. Bun, asta. What the fuck? Matei se flotează. M-am speriat și eu, adică... Ce-ai făcut? L-am ascuns o chestie și... O mușcat-o vezi pe lepă, tai, da. Cum te mușcă? În timp ce filma. De picior. Nu te pune sufer. Am pus. Pus. Știi, ăi, casinul ăsta. Mi-a pus domnul doctor. Mi-a pus domnul doctor. Oțet de mere. La propriu chiar ți-a pus oțet. Am pus oțet? De ce? De mere. Oțet. Cu ce vă spălați pe cap? Cu oțet de ce de mere? Bun. Văd că ăsta nu vrea să iasă, așa că tot forțăm. Nu vrea, nici așa, nici așa. Nici așa nu vrea să iasă, din păcate. Bun, hai să vedem ce mai putem desface din el. Acest moș. Aceste babe. Așa se desface frumos un monitor, nu? Asta e partea ușoară. Vrei să recuperi ceva de acolo? Da, cum să nu? Cred că asta. Pentru cine nu știe, asta este plăcuța care formează imaginea pe monitor. Deci asta vă formează imaginea. Pentru cei care nu știe. Pentru cei care nu știe. Făcut-o, n-ai ce, mama. A, tu ai vrut să mai recuperezi niște șoroafe. Da, asta e dorința mea, să recuperez șoroafe. Da. Alea fiind? Șuruburi. Șuruburi. Vezi, am zis că ai partea grea. Care? Ia. Ecranul. Bun. Haide. Bun. Avem ceva fericire pe aici. Plus încă o plăcuță care nu știu ce fac toate chestiile astea de aici, dar nu contează. Sunt irecuperabile. Asta nu știu ce face aici, asta e placa de bază. Nu, sursa. Placa de bază și aia. Oricum, toate-s gunoi. Bun, hai să vedem, să desfacem și ultima piesă din monitor, care fiind aceasta. Plasticul ăla alb, putem să-l punem pe foc de sarcă la arde. Fii sigură că-l pun pe foc. Și ăla la alte atunci la putere, știi? Da. Ăla la alte
intră, îi fac dacă le... Da, boss, așa face. Mai le sucim un pic, le mai învârtim, mai... Avem încă o plăcuță de metal. Bă, și aici văd că e foarte mult cupru. Uite la picior, deja probabil chiar e foarte mult cupru. Îl rog pe Simi să văd dacă pe sâmbătă vrea să... Acum fac un video, mami, să știi. Adică cu ce ai lucrat tu până acum. Exact. Uite la că e un sarnic. Dar asta cred că e lipit aici, să mă fiu. Așa că e lipit aici. Am vrut numai să văd dacă e lipit, apă. Cred că într-adevăr era lipit. Bă, dar uite și mai credit sau ce rog. Ce? La spart. Da, asta era tot. Cred că asta e cea mai valoroasă chestie, că are mult copru și mai merge la Fairvex să o duce, dar nu are nici măcar un kilogram, deci 5 lei cred că ar costa asta. Deci hai să spun o chestie. Ce? Acum, de când ai venit să pui și tu aparatul ăla de țânțare în priză cu sticla în jos. Așa și? Da, tot cu. Eu fac video, frate. Ce fac video și mama vorbește mai mult ca mine în video meu. Gata, ce tare. Asta a fost monitorul. Mulțumesc pentru vizionare. Nu uitați un like, un share, nu știu ce. Dacă e tăbă la cineva, îl fac giveaway, gratis.